Sportivii secțiilor de atletism și not de la CSM Pitești au ajuns și la SCM Pitești, iar acum aceștia vor avea cu SCM Pitești contracte de prestări servicii în funcție de performanțele lor. În acest moment, sportivii beneficiază de dublă legitimare, ceea ce înseamnă că le dă posibilitatea să fie recompensați și de către SCM Pitești. Și aici mă refer la premierile aferente rezultatelor obținute și mai mult decât atât se putem vorbi și de contractele de prestări servicii care se vor face de acum încolo. Se încearcă în continuare ca și în natație să se reușească obținerea acceptului pentru dublă legitimare.